Bă, foarte interesant, un Shelby GT500, nu știu dacă e neapărat original, dar arată. Bun, deci am dat suporții de motor jos și vreau să vă arăt, ăștia sunt suporții vechi, gen. Pe debit metru direct. Salutare tuturor, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog, noi suntem la o cafeluță, ne facem planul zilei și te iau cu mine să vezi ce facem noi într-o zi normală. Au venit suporții de motor pe care de altfel i-am rupt la Mangalia. Hai să-l desfacem pentru că sincer sunt foarte curios să le văd cum arată. Mă, fiți atenți aici. Băi, e bun. Bă, ești nebun cum arată. Dă-te în puii mei. Îți le pui prin casă bibelouri. Bun, acestea fiind spuse, ne echipăm și mergem înspre garaj la revizie tehnică să le și montăm. Asta înseamnă să fii pe fază. Mamă, deci acum plecăm la garaj și avem nevoie de piese. Wow. Îți mulțumesc foarte mult. Te pup, spor. Pa, pa. Bă, sunteți nebun la cap. Cum e asta? Exact acum a ajuns coletul. Trebuie să le desfacem și pe asta să vă arăt ce avem. Aici avem o rată de la platformă pe care nu știu dacă ați văzut-o voi, dar în ultimul vlog am reușit să o împachetăm. I-am schimbat valva și astea sunt capacele. Dacă vă arăt ce capace ăla pentru platformă, nebuniți direct. Și băieți, am ajuns la revizie tehnică. Acum desfacem capacele pentru platformă. Asta e aroganța supremă. Să pui capacele sparcă pe platformă. Ia uite-ți ce bine arată. O să le punem și pe astea azi. Să parcă arată într-un mare fel. Hai să vedem. Și desface Sev acum capacele. Să le punem pe platformă, să vedem cam cum arată. Le punem deodată așa și după aia o să... Bă, e nebun? Știi ce o să trească să facem, nu? Ce? Să vopsim... Da. Janta. Da, plastic. Băieți, am venit până la mall să mergem să mâncăm, după care ne întoarcem la garaj și ne continuăm treaba. Acestea fi spuse, hai să mâncăm. Și mai important decât asta, aici de la ușă avem ceva interesant în mall. Hai să vedem. He's not damn, don't play with her. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was... Bă, foarte interesant, un Shelby GT500. Nu știu dacă e neapărat original, dar arată... Damn, don't play with her. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was... Bun, fiți atenți că mai avem aici mașina timpului, bamă. Aici mai avem încă Mustang. Frumos și ăsta. Și un 560 SL, frumos. Și un Beetle. Da, văd că ne-am orientat bine să ajungem până aici. Șefilor, și servim frumos un burger cu somon și Sev are niște creveți. Bun, și am ridicat-o pe Blackie să vedem ce dau ne-am făcut. Așa, la prima vedere, bro, cum e? E chiar ok. Tampoane rupte. Dar nu, adică nu se vede că am smuls ceva, eu mă așteptam să fi smuls ceva odată cu... Mamă, cum s-a făcut ăsta, uite cum e, că s-a rupt cu totul. Ăsta nu l-am văzut, ăsta cred că e mai demult. Deci o să schimbăm și suporții de cutie. Cu ce începem, bro? Cu suporții de motor. Hai să vedem, bijuterii direct. A plecat? Bun, deci am dat suporții de motor jos și vreau să vă arăt. Ăștia sunt suporții vechi, gen. Aceștia sunt suporții noi. Singura chestie e că tot s-a rigidizat și acum ne e greu să punem suporții de cutie. Ăștia sunt suporții de cutie noi și ăștia sunt cei vechi. Bă, dar un prim mare plus este cum arată. Bun, și avem și suporții de cutie montați. Ia uitați ce frumoși sunt. Altceva. Bun, am terminat cu suporții. Acum ne punem să scoatem debit metru,
ca să-i punem filtrul de aer nou, să-i suflăm mucii mai pe românește așa. Și ăsta este nou filtrul de aer, mai mare și mai lung și mai gros și mai... Bun, și punem tulumba asta pe debit metru direct. Na, ce frumos a intrat. Am ceva. Bun băieți, și avem și filtrul de aer, totul e pregătit. Mai avem vasul de expansiune care este aici, care urmează să-l montăm zilele astea. Și teoretic am reparat toate problemele făcute la Mangalia. Acum, Doamne ajută pentru Mureș. Da, băieți, și am terminat la revizie tehnică, băieții, ca de obicei, la cel mai înalt nivel. Cam asta a fost materialul de astăzi. Ne organizăm acum să mergem să mâncăm ceva bun. Important de știut, mâine avem o grămadă de activități ce sunt sigur că o să-ți placă, deci rămâi aproape de vreun vlog și până la următorul material, nu uitați! Ca să fie bine, iubiți-vă mult! Mașinile!